Unul dintre artizanii acelei victorii a fost portarul Bogdan Pralea, care a reușit atunci 5 intervenții foarte bune, printre care și apărarea a 2 lovituri de la 7 metri. Trebuie să ne concentrăm foarte bine la acest meci, să jucăm cum am jucat la meciul de pregătire, înainte de începerea campionatului, și printr-o mobilizare foarte bună noastră, cred că vom câștiga. Portarul Universității a evitat să dea un prognostic înaintea meciului de duminică. Da, dacă sunt subiectiv, normal că zic un, nu pot, este totuși Steaua. Dar noi sperăm să obținem măcar un punct. În asentiment cu Bogdan Pralea este și colegul său din defensivă, Ioan Tkaciuk. La turneul care l-am desfășurat aici, am făcut un meci destul de bun cu ei. Am reușit să îi batem, din câte țin eu minte, cu 4 goluri. Și eu zic că ne stăm putință ca să câștigăm acest meci. Și depinde doar de noi. Universitatea Suceava a învins Steaua București în ultima ediție a memorialului Mihai Mironiu cu scorul de 27-23.